Anumehe dinți cresc campioni, sportivii formați la Orșova au luat aurul la campionatele europene de canotaj de la München. Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, prin instituția pe care o reprezintă, le-a acordat și le va acorda în continuare tot sprijinul. Astfel, Consiliul Județean Mehedinți va asigura hrana sportivilor de la 1 septembrie. Campionii de la München s-au format la Orșova, iar acest lucru nu poate decât să confirme valoarea clubului și a antrenorilor. Sportivele române Ancuța Bodnar și Simona Radiș, campioane olimpice la Tokyo, au câștigat medaliile de aur la campionatele europene de canotaj de la München în proba de dublu vâsle feminin. Echipajul de dublu rame masculin, compus din sportivii Marius Cosmiuc și Sergiu Bejan, a câștigat medalia de aur pentru România la campionatele europene de canotaj de la München. Această performanță a urmat-o pe cea de la campionatul național de caiac canoe, unde juniorii de la CSS Orșova au obținut locul 1 pe echipe, 6 medalii de aur, 5 medalii de argint, 6 medalii de bronz. Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, prin instituția pe care o reprezintă, le-a acordat și le va acorda în continuare tot sprijinul. Astfel, Consiliul Județean Mehedinți va asigura hrana sportivilor de la 1 septembrie. Acesta a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Astfel de performanțe se datorează muncii sportivilor și antrenorilor și ne obligă pe noi, autoritățile, să sprijinim clubul. Consiliul Județean Mehedinți a făcut-o până acum și o va face și de acum înainte. În perioada imediat următoare, voi promova în Consiliul Județean un proiect de hotărâre prin care de la data de 1 septembrie să acoperim din bugetul propriu cheltuielile cu hrana zilnică a sportivilor de la CSS Orșova, 20 de lei pe zi de sportiv. Sprijinim juniorii pentru performanță în viitor, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu. Mehedințiul are cu ce se mândri. Avem campioni care trebuie susținuți pentru a face performanță și pentru a duce județul nostru pe cele mai înalte podiumuri ale lumii.